Conform reprezentanților Consiliului Județean Prahova, în intersecția dintre DN1, DJ101I și strada Buda se impune construirea unui pasaj suprateran. Pentru a accesa fonduri prin Planul Național de Redresare și Reziliență, consilierii județeni au aprobat încheierea unui acord cu CNAIR. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între județul Prahova și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere în vederea realizării obiectivului de investiție, pasaj de nivelat peste DN1, centura de vest, intersecția cu DJ101I și strada Buda, județul Prahova. Observați, nu sunt, supun la vot. Voturi împotrivă, abțineri, nu sunt. Proiectul presupune construcția unui pasaj suprateran cu o lungime de aproximativ 1 km, cu 4 benzi de circulație pe bretele și 2 sensuri giratorii în capete. Prin realizarea acestui pasaj denivelat se va asigura o mai bună circulație în partea de nord-vest a municipiului Ploiești și se va îmbunătăți accesibilitatea între municipiul Ploiești și comunele Blejoi și Aricești-Rahtivani.